După 55 de ediții, Luke Motors își face reverența. E vremea să intre în scenă odată cu toate celelalte noutăți ale grupului Clever și prima Motors. Mai dinamică, mai iute de în motorsport, sunt îndepărtați de verdictul cronometrului, dar până la urmă cu aceeași misiune și același format, cel de a prezenta actualitatea sporturilor cu motor, fie în campionatele far ale planetei, Formula 1 și MotoGP, fie în ceea ce reprezintă sporturile cu motor pe meleaguri autohtone, campionatele de referință la noi, fie că e vorba de raliuri, de circuit sau de motociclismul viteză. Ce invitați mai buni pentru această predare de ștafetă, pentru această schimbare de generație, decât niște oameni care de 3 decenii, din tată în fiu, ba chiar de la bunic la tată, la fiu, și-au predat unul altuia ștafeta acestei pasiuni pentru sporturile cu motor. I-am invitat în studio astăzi pe reprezentanții familiei Tatu. Jean, senior, bun găsit, Jean! Bine v-am găsit, mulțumim frumos pentru invitație! Jean, pilot de raliuri, dar nu numai, 7 titluri de campion național de karting înainte de a trece la raliuri, de a izbuti titluri naționale în vari categorii și de a ne onora inclusiv luna aceasta cu un podium. Scriptic asta este, pentru că s-au clasat doar piloții români pe podiumul cu punctaj pentru CNR, pe podiumul etapei de debut în campionatul național de raliuri, Raliuri Maramureșului, alături de tine, Jean Junior. Junior doar cu numele, pentru că și tu ai o experiență bogată, mai întâi în karting, cu vari sezoane și titluri făcute la categorii, de la Pufu și până la categoriile mari. Și apoi, iată, ai trecut și tu, nu numai prin lumea coastei și a raliurilor, ci și a circuitului. Da, bine v-am găsit, mulțumim frumos pentru invitație și ne bucurăm să fim aici. Jean, din 2000 încoace, ești nelipsit din peisajul raliurilor interne. Ce îți mai poate aduce sezonul 2022 în ceea ce privește experiența? Consider că orice kilometru parcurs poate fi considerat o experiență. Avem o nouă mașină de rally. Am mers anul trecut la ultima etapă, la Raliul Bucovinei. Acolo a fost o variantă de asfalt, lat, relativ uscat. Am fost în lunile de toamnă, am prins un pic de gheață pe drum. Iar acum la Raliul Maramureșului am avut, vorba cu pilotului meu, Eugen Rotaru, niște poteci pline de apă, chiar și cu zone de zăpadă, pietriș foarte mult. Deci orice kilometru parcurs cu o mașină de rally înseamnă o experiență în plus. Mai ales că ne-am schimbat și mașina. Ce mașină e anul acesta? Spune-mi puțin. Este o Skoda Fabia, un R5. Am achiziționat anul trecut. M-a surprins prin comportament în sensul bun. Are niște reacții foarte blânde, prevăzătoare. Pot să zic că stă bine volanul în mână. Mă descurc destul de bine cu ea și pot să spun că am avut niște rezultate care m-au surprins pozitiv. Ce te mai mână în luptă după toți atâția ani și toată această experiență acumulată în motorsport? N-aș numi o luptă, aș numi o mai mult bucuria de a conduce și de a sta într-o mașină de curse, indiferent de condiții meteo sau de drum. E foarte important să avem refulări după program de lucru destul de intens, să avem câteva zile în care să ne putem permite să zâmbim. Jean Junior, când tatăl tău a abandonat kartingul pentru că a câștigat titlul național după titlul național și nu mai avea nimic de demonstrat acolo, asta se întâmpla în anul 2000, ai început tu karting, el a plecat în raliuri, ce vârstă aveai atunci? Eu am început kartingul la 3 ani și jumătate, e primul meu kart și primii kilometri făcuți cu un kart. Ok, cum ajungea la pedală? Cu greu. Era kart special făcut de bunicul lui pe dimensiunile lui. Bun. Cât a fost alegerea ta? Cât a fost alegerea tatălui tău? Da, la 3 ani jumătate e greu să ai o alegere. Totuși știi foarte bine cât de încăpățânați sunt copiii mici. Da, a fost o bucurie. Eu m-am născut în lumea kartingului. Am trăit, am fost la curse de când m-am născut. Și când am început să fac și eu karting, m-am bucurat foarte mult. A fost o perioadă unde
practic așa arăta copilăria mea. M-am bucurat de fiecare kilometru parcurs, de fiecare cursă, de fiecare seară împreună cu restul copiilor pe pistă și de toată experiența pe care am acumulat-o și acum mă bucur de ea. Spuneai, Jean, că tatăl tău i-a făcut juniorului un kart special. Spune-ne mai multe despre pasiunea aceasta în familie pentru motorsport, puțină lume știe. Tatăl meu a început automobilismul în anii 60. La început a mers cu un Renault 16, la vremea aia nu erau foarte multe variante pentru a alege o mașină de curse. Ulterior a avut o Dacia 1100S, după care a trecut la Dacia 1300, a avut și un Renault 5 Turbo, a avut și un Ester, era formula este europeană, după care a încheiat la 76 de ani, la ultima cursă, pe un Volkswagen Golf, în campionatul național de slalom paralel, mi se pare cu un loc 3. Nu știu dacă se putea face mai mult. În tot cazul a venit vremea să-i descoperim pe urmașii seniorului, Jean Tatu senior și juniorul împreună. Cum arată profilul lor, ce au împlinit în carierele lor, descoperim împreună. Înapoi în platoul Prima Motor, alături de Jean Tatu senior și junior. Karting, raliuri, coastă, anduranță, cum te definești, Jean? După toți atâția ani. Un norocos. Am reușit să trec prin multe categorii ale sporturilor cu motor și volan și pot să spun că ăsta e termenul potrivit. Care e disciplina ta de suflet însă? De curând rally. În perioada vârstei tinere aveam destul de multă răbdare și îmi permiteam la circuit să învăț fiecare detaliu și să fiu foarte atent cu fiecare centimetru de pistă. Ulterior, mă bucur mai mult de zăpadă, cum spuneam, ploaie, pietre, țăritori, derapaje și așa mai departe, care ni le oferă lumea raliurilor. Pentru că ești un martor al acestei evoluții a motorsportului românesc în ultimele 3 decenii, cum ai văzut tu, mai ales că ai și acest background de motorsport, deci de la bun început ai putut cântări ceea ce se întâmplă la noi, cu un cu totul alt toc decât, să spunem, un neinițiat. Cum a evoluat motorsportul românesc în acești 30 de ani? Motorsportul românesc, din punctul meu de vedere, a avut o evoluție bună. Sunt sigur că se putea să fie și mai bună dacă reușeam, nu știu, să evoluăm pe toate fronturile. Și aici nu trebuie neapărat să facem referire la numărul de kilometri de autostradă sau, nu știu, bugete pentru Ministerul Tineretului și Sporturilor sau pentru fiecare asociație în parte. Dar legislația a suferit destul de multe modificări. În ultima perioadă favorabilă pentru partea de sponsorizare, care influențează destul de profund sporturile cu motor. Eu zic că era loc de mai bine, dar nu e rău. Jean Junior, pe lângă hobby-ul tău de pilot, mi-ai spus că nu e încă o carieră, ești un antreprenor de succes. Cum te ajută antreprenoriatul în pilotaj sau e invers cumva genul ăsta de echilibru între risc asumat și calcul? Te ajută cumva să fii un antreprenor mai bun? Cum vezi tu lucrurile? Da, e o combinație între cele două. Mă bucur foarte mult de tot ceea ce fac. Este foarte important să fii foarte calculat atât într-o afacere cât și la raliuri. E un sport care, în care trebuie să iei în calcul fiecare milimetru, fiecare secundă, fiecare parte care face parte din acest joc. Și la fel este și în afacerea pe care încerc și o dezvolt de zi cu zi. Apropo de acest calcul, pare să fie într-adevăr o caracteristică pe care ai preluat-o din familie, de la bunicul tău, de la tatăl tău, niște oameni foarte echilibrați și foarte cerebrali. E ceva ce apreciezi sau ceva care uneori te limitează, ca să nu zic că te enervează? Nu, eu apreciez foarte mult faptul că sunt calculat, încerc să mă bucur de lucrul acesta, nu o consider niciodată nicio presiune, orice ar fi în jurul meu, și mă bucur să văd întotdeauna partea plină a paharului. Nu puteam rata ocazia să îi punem față în față pe senior și pe junior pentru deja un exercițiu tradițional, interviul încrucișat.
4. Top 10. Raliul Sibiului. Bucovina. Max Verstappen. Sebastian Loeb. Accidentul de la Cluj din 2007. Raliul Clujului, ieșire în decor de jumătate. La Raliul Maramureșului, legat de partea de anvelope, de alegerea anvelopelor. Nu-mi permis să-l ciclez pe senior. Burger. Burger. La dans. Tot la dans. Negre. Albastru. Sushi. Grătar. E matinal întotdeauna când are treabă. E foarte matinal. Raliurile. Raliurile. Cred că este Raliul Sibiului, când am mers deschizător de traseu, dacă vorbim de parte de automobilism. În rest, am nevoie de timp de gândire. Ori clipa în care m-am născut, ori momentul în care am mers împreună în mașina de curse și ne-am bucurat foarte tare. La campionatul mondial de raliuri. La campionatul mondial de raliuri și Formula 1. Revenim la Prima Notors, alături de familia Tatu, Jean Senior, Jean Junior. Apropo, ați rulat vreodată împreună într-un echipaj? Da, am făcut această operațiune, cred că de 3 ori. Consider că e foarte util și important. Cine la volan, cine navigator? Eu am fost la volan, fiindcă el la vremea respectivă nu avea permis. L-am luat în calitate de copilot, am mers ca deschizător de traseu, mai mult să înțeleagă partea de teorie a raliurilor, partea de dictare, care reprezintă un procent destul de mare pentru reușita finală. Cred că de 3 ori am mers împreună. Ați și împărțit aceeași mașină de concurs și nu odată. Se întâmpla anul trecut, în sezonul din România Endurance Series, pe care l-ați făcut pe acel șasiu ta status, care v-a dat mari bătăi de cap. Ce ați descoperit atunci unul la celălalt? Ce surprize, ce noutăți ați aflat unul de la celălalt, pilotând același material de concurs în cadrul aceleiași curse până la urmă, nu doar aceleiași etape? Da, am mers cu un radical cu un SR8 și pe mine m-a surprins la Jean cel puțin timpii foarte buni pe care îi realiza, fără să aprofundeze foarte mult pista, fără foarte multe antrenamente, fiind loc de mult mai bine prin traiectorii și prin mai mult exercițiu, făcea niște timpi incredibili. Și invers? Da, invers, eu m-am bucurat foarte mult. Eu am insistat să mergem împreună, să ne bucurăm împreună de ideea asta. Și m-am bucurat foarte mult să văd că a devenit din ce în ce mai implicat, chiar dacă la început a pornit totul așa, un fel de dezvoltare a mea prin care el să mă ajute. Ușor, ușor, de la cursă la cursă, am trecut la a dezvolta echipa cu totul și a ne împinge unul pe altul să forțăm limitele în diferite zone. Până la urmă, de ce s-a încheiat acea aventură în RS pentru voi? Doar... Nu putem spune că s-a încheiat. Este foarte dificil să faci față în 2 campionate, având în vedere că numărul de weekenduri e același pentru toată lumea. Motorsportul are nevoie de luni prietenoase. Adică mă gândesc că luna martie am văzut prima etapă la campionatul de anduranță, a avut parte de zăpadă. La raliuri nu era o problemă, dar la anduranță nu interzis. A fost neapărat bine, corect. Și, cum spuneam, weekendurile fiind limitate, nu reușim să ne împărțim fizic în cele 2 campionate. Și deocamdată nu am renunțat, dar ne-am retras din anduranță.
Jean Junior, care a fost cea mai mare bucurie a ta de când te-ai apucat la depilotaj? Cea mai mare bucurie cred că am avut-o când am început cu această mașină, cu Peugeot 208 Rally 4. A fost o mașină pe care noi n-am cunoscut-o. Este... Anul trecut ai început cu ea. Da, anul trecut la Raliul Clujului. De fapt, la coasta de la Baia Mare, prima dată. Ne-am bucurat foarte mult. Este o mașină care era necunoscută total. Eu m-am mai dat cu un Peugeot 208, un R2, dar aceasta era o generație nouă de mașină. Și când am făcut primii kilometri la Baia Mare cu o mașină nou-nouță, a fost o bucurie foarte mare pentru noi și m-am bucurat foarte mult că am reușit să avem rezultate din prima, să descoperim o mașină foarte prietenoasă, care cu siguranță o să începem să o învățăm și noi pe ea și ea pe noi din ce în ce mai bine. Weekendul acesta, după două luni de pauză, Campionatul Mondial de Raliuri își reintră în drepturi cu Raliul Croației, o etapă pe care am descoperit-o de altfel în premieră anul trecut. Alături de o familie care respiră raliuri și nu doar cele de campionat național, Jean Senior, ai fost în calitate de spectator la vari raliuri, care mai de care mai prestigioase, îmi vine în minte Tour de Corse, dar nu numai acela. Ai urmărit însă această evoluție a campionatului mondial în ultimele decenii. Care este starea actuală a campionatului mondial de raliuri? Personal aș aprecia dacă s-ar implica mai mulți constructori. Se poate fi o luptă mai amplă pentru titlu și pentru rezultate cât mai bune. De apreciat că anul acesta au început să introduc obligativitatea mașinilor hibrid. E relevant, apropo, pentru piață? Nu neapărat. Din punctul meu de vedere, pur sportiv sau, mă rog, ca tehnică, în afară de a-i ajuta pe pilot să câștige câteva fracțiuni de secundă la fiecare schimbare de viteză, nu cred că e de mare folos. Din contră, s-ar putea să aibă ceva kilograme în plus mașina, dar din câte se vede, se descurcă foarte bine băieții, n-au niciun fel de problemă cu asta. Odată cu retragerea, sigur parțială, a lui Sebastian Ogier din campionatul mondial, pe cine ar trebui să mizăm în acest sezon, în lupta pentru titlu? Eu aș miza pe al Sebastian, pe Loeb, fiindcă îl apreciez și l-am apreciat dintotdeauna, dar nefăcând sezon complet, nu știu, aș merge pe Rovan Perra. Juniorul probabil e de acord. Da, eu sunt un fan Calle Rovan Perra și eu mă bucur foarte mult de inputul acesta al piloților tineri și se pare că schimbă un pic din lucrul tradițional în care treceau de la o etapă la cealaltă și se dezvoltau. Chiar au venit câțiva piloți direct sus și merg foarte bine. Ai apucat vremea aceea de început a Mondialului de Raliuri, de început, mă rog, generația anilor 2000, în care erau 6-7 constructori de uzină implicați și piloți specializați, asfalt, macadam, deja știai foarte bine, dacă urmează Raliul Suedii, e imposibil până la victoria lui Loeb să vedem vreun alt pilot decât Nordic câștigând acolo. Ai apucat acea vreme. Astăzi lucrurile par destul de plate, indiferent de pe ce suprafață rulăm, sunt piloți care au știut să-și gumeze problemele, să le șteargă cu buretele și să maximizeze aturile. Am apucat destul de puțin să prind acea perioadă. Cu toate acestea, văd o diferență foarte asemănătoare cu Formula 1, unde avem un constructor care dezvoltă foarte bine o mașină. Și am văzut lucrul acesta și cu Volkswagen, când a venit în VRC timp de 4 ani, au fost în top și a terminat tot. Am văzut lucrul acesta în Formula 1 câțiva ani buni cu Mercedes și cred că ne apropiem mult mai mult de o diferență a tehnologiei mașinilor decât de o diferență de pur pilotaj. Cu toate că anul acesta, neavând un favorit, va fi un pic mai interesant. Vorbeai de Formula 1 ceva mai devreme. Avem prima etapă a sezonului în Formula 1 chiar în acest weekend. Imola găzduiește runda a patra a anului după acele deplasări în Orientul Mijlociu și în Australia. Haideți să vedem ce s-a întâmplat pe circuitul Enzo Edino Ferrari anul trecut. George Russell a semnat în Australia primul său podium de la venirea la Mercedes. Cu ce gânduri a început stagiunea cu echipierului Lewis Hamilton, descoperim împreună. Două victorii în primele trei etape ale sezonului pentru Charles Leclerc și mai ales două abandonuri pentru campionul mondial în exercițiu, Max
Verstappen. Jean Junior, îl putem considera deja pe monegascul de la Ferrari principal favorit la titlu? Eu sper că nu. Eu sunt un fan Verstappen de ceva ani și m-am bucurat foarte mult când am văzut că la schimbarea de mașină au o mașină foarte competitivă, cu toate că au aceste probleme care deja devin stresante probabil pentru el. Cu toate acestea, cred că Ferrari are o mașină foarte puternică și Leclerc este un pilot care s-a dovedit a fi extrem de rapid și de eficient din prima. Jean, bănuiesc că și tu, la experiența ta, știi că sezonul e foarte lung și apoi s-au întâmplat atâtea în Formula 1 încât e greu de tras niște concluzii după 3 etape, mai ales pe circuite atipice, nu? Abia acum încep lucrurile serioase. Așa este. Și dacă ne aducem aminte, cei de la Mercedes probabil că se trezesc mai greu, chiar dacă a fost greu de oprit ulterior. Sper în continuare să-și revină și să ajungă echipa la lupta pentru pozițiile fruntașe. Eu îl apreciez foarte mult pe Hamilton și pe Verstappen, fără doar și poate. Agresivitatea lui Max, din punctul meu de vedere, e trecută dincolo de limita sportivității și nu sunt un fan neapărat din punctul ăsta de vedere. Bănuiesc că nu ești de acord cu asemenea afirmație. Nu, este foarte interesant să se urmărească felul în care noi doi ne uităm la Formula 1 în același timp. Mai ales anul trecut, care a fost o bătaie permanentă între Hamilton și Verstappen. Dar da, avem păreri diferite legate de Formula 1 și fiecare ne bucurăm la curse diferite și în weekenduri diferite. Deci acolo tot ce înseamnă această atitudine cerebrală e lăsată deoparte, nu? Și lăsați emoțiile să se exprime. Dacă nu suntem noi la volan, putem să lăsăm emoțiile să se exprime, e un pic mai ușor. George Russell la primul său podium și mai ales prima cursă pe care o termină, nu în fața lui Lewis Hamilton, pentru că a terminat-o și pe cea din Arabia Saudită, însă în condițiile unei plecări relativ echitabile, cu o strategie relativ similară, o termină în fața lui Lewis Hamilton. E un semn al schimbării de generație la Mercedes? Cred că e mult spus schimbarea generației. Cred că este o dorință a lui Russell de a demonstra din prima că poate să facă ceva. A arătat-o și atunci când a avut șansa unică de a merge cu un Mercedes. Și cred totuși că Hamilton are foarte multe de spus și mai mult echipa se bazează pe el pentru dezvoltarea mașinii. Și atunci Russell are această mașină constantă și are o șansă să meargă un pic mai în față. Jean, tu ai trăit vari epoci în Formula 1, însă în planul produsului în sine, el a arătat mereu la fel. Și anume, doi coloși care se luptă pentru titlu. Că a fost Prost contra Senna, Mansell contra Senna ulterior și Schumacher, Hakkinen și așa mai departe, putem continua. Lucrurile au arătat întotdeauna așa. E un pic frustrant să vezi asta pentru un fan de raliuri sau ai luat-o cu detașare? Pentru că în raliuri incertitudinea e la ordinea zilei. Am luat-o cu detașare, dar apreciez foarte mult orice fel de pilot care reușește să îmbunătățească performanțele mașinii prin ceea ce simte și înțelege să discute cu inginerii de echipă, fiindcă întotdeauna dacă partea tehnică este stăpânită de pilot, se reușesc performanțe incredibile. Și cred că atât Schumacher, care a avut mai multe titluri, cât și Hamilton, sunt niște ași în domeniul preparării și reglării, așezării mașinii de Formula 1. Motorsportul e o chestiune calculată, mai ales ca pilot, dar atunci când ajungi în parcul închis, poți da frâu liber emoțiilor, mai ales dacă sunt cele ale podiumului sau ale victoriei. Descoperim împreună culisele MotoGP în ultima etapă derulată în America, la Austin. Suntem pe finalul actualei ediții Prima Motor, alături de Jean Tatu, senior și junior. Sibiul, orașul vostru de suflet, este gazdă de aproape două decenii a celei mai importante competiții internaționale moto pe care o organizează România, Romaniex. Nu v-a tentat vreodată, poate nu la acel nivel, ci la nivel amator, vreo aventură pe două roți? Eu personal am avut o perioadă de circa 4 ani de zile în care am făcut motocross. Nu mai e vârsta corespunzătoare cu sportul respectiv, dar pasiunea pentru
două roți rămâne, avem în garaj trei motociclete. Jean Junior a făcut parte de antrenamente, mai degrabă de motocross, tocmai pentru a învăța ce înseamnă să mergi cu motocicleta înainte de a face permisul A1, categoria A1, de la 16 ani. Am considerat că e foarte util să mergem foarte tare într-o zonă unde nu deranjăm pe nimeni, ca ulterior în trafic să reprezinte pur și simplu o bucurie, o plimbare și nimic altceva. Apropo, puțină lume știe că motocrossul este una dintre cele mai dure discipline sportive în plan fizic. E o pregătire completă pe care și piloții de MotoGP o fac de fiecare dată între etape, nestingheriți. Cât de mult te ajută asta ca pilot, ca sportiv în general? Pregătirea fizică este foarte importantă la orice fel de nivel de sport. Mai ales în motocross, unde avem acele sărituri, unde avem viraje de viteză foarte mare, unde este o luptă cot la cot la propriu și pregătirea fizică reprezintă, cred, mai mult de jumătate dintr-un succes real. Apropo, cum vă pregătiți voi în intersezon? La noi, în România, intersezonul e lung, așa încât timp este suficient. Eu personal nu pot să spun că exagerez cu partea de pregătire fizică, nu-mi permite timpul neapărat, dar în perioada de iarnă mergem la schi foarte des. Suntem pe domeniul de schi permanent, pe domeniul schiabil. Bicicleta, dacă e să iasă soarele, să vină primăvara, iar e un capitol de mișcare și câte un stepper și câte o bicicletă eliptică și nu foarte intensiv, din punctul meu de vedere, e juniorul pregătit aspectul fizic. Juniorul sunt absolut convins că face lucrurile. Da, eu mă bucur toată iarna, stau într-un mediu care, unde pot să schiez aproape zilnic. Mă bucur foarte mult să fiu în aer curat, să fiu afară timp de 14 ore și facem sporturi de tipul ski, snowboard, mergem cu snowmobilul, care ne consumă destul de multă energie fizică și pe lângă toate aceste lucruri, cu siguranță mai sunt și alte pregătiri puțin mai specifice pe care le facem înaintea începerii sezonelor. Și ne bucurăm să fim cât mai aproape de locul în care ne dorim să fim din punct de vedere fizic. Sportul în natură e întotdeauna mană cerească, așa încât vă invidiez, mai ales în afara aglomerațiilor urbane. Asta ne dorim cu toții. Și până la urmă asta fac și toți piloții, de la nivel amator până la nivel profesionist, piloții de MotoGP. Alex Rins a fost unul dintre numele far ale debutului de sezon în motomondialul de viteză. Spaniolul de la Suzuki e pe 2 în clasamentul general și a bifat 2 podiumuri consecutive în ultimele 2 etape. O pregătire de iarnă solidă pentru el și mai ales o schimbare de mentalitate în preambulul acestui nou sezon. O provocare în 7 secunde reprezintă întotdeauna o luptă contra cronometru. Au demonstrat-o încă o dată piloții de MotoGP întrebați despre Grand Prix-urile europene din acest sezon. Toți oamenii au trebuit să enumereze cât mai multe circuite pe care le vor vizita în Europa anul acesta într-un interval dat de timp. Primul amator să ajunge la final, prieteni, alături de familia ta, tu bate țara în lung și în lat. Tu, Jean, deja de, nu știu, 3 decenii, juniorul de vreo 2, cam așa ceva. În toți acești ani, care este momentul de care sunteți voi doi cei mai mândri? Împreună sau separat? Întotdeauna împreună. Întotdeauna împreună. Pentru mine pot să spun că am fost cel mai mândru la 3 ani și jumătate, când s-a urcat prima dată în propriul kart cu motor și a parcurs primii metri. Pentru mine am fost foarte mândru anul trecut, să fiu sincer, când după ce am reușit să achiziționăm această Skoda R5 pentru tatăl meu, a reușit să vină la prima etapă cu timpi foarte competitivi și în secunda în care l-am văzut dându-se jos din mașină, am văzut un zâmbet foarte, foarte, foarte larg. Și mi-am dat seama că decizia pe care a luat-o de a trece la această mașină a fost cea potrivită.
Atât pentru moment, prieteni, cu Prima Motor să ne reîntâlnim marța viitoare de la aceeași oră 9 seara, tot aici pe Prima Sport 3, canalul de referință al sporturilor cu motor, unde vom avea ce discuta, nu de alta, dar avem două Grand Prix-uri succesive de MotoGP, cel al Portugaliei și cel al Spaniei. În plus, stagiunea internă în MotoRC, cel mai popular campionat intern pe două roți de circuit, stă să înceapă. Și apoi avem și raliul Harghitei, a doua etapă a sezonului în campionatul național. Despre toate acestea, spuneam, vom discuta pe larg săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine!